Cel mai puternic tratament împotriva durerilor de spate îți ia durerea cu mâna. Ingrediente: 150 de ml de ulei de cocos, 20 de grame de boia de ardei iute, 20 de grame de praf de ghimbir. Mod de preparare. Procedeul este destul de simplu. Nu trebuie decât să combini cele trei ingrediente până când vei obține un amestec omogen. După ce ai amestecat bine, aplică-ți această cremă direct pe zona afectată, masând ușor. Masajul trebuie efectuat până când această cremă va intra bine în piele. După ce a intrat în piele, îmbracă-te un pic mai gros pentru a transpira. De ce este atât de eficientă această cremă naturală? Această cremă este extrem de eficientă în tratamentul durerilor de spate, întrucât are în compoziție ingrediente super puternice, cum ar fi capsaicina, ce se regăsește în ardei, are puternice proprietăți antiinflamatoare și calmante. Ea poate fi utilizată în scop terapeutic, având puterea de a ameliora durerile de spate, musculare și articulare. Ghimbirul conține vitamine precum retinol, vitamina B3, B5, A, C, E, tocoferol, acid ascorbic, dar și minerale precum fier, magneziu, fosfor, mangan, siliciu, potasiu și zinc. Acesta este un bun calmant al durerilor și inflamațiilor, având o acțiune imediată. Uleiul din nucă de cocos, pe de altă parte, este considerat a fi unul dintre cele mai bune remedii atunci când vine vorba de tratarea durerilor de spate. Acesta conține o abundență de grăsimi, cunoscute sub numele de lanț de mijloc, de acizi grași, care au proprietăți de vindecare puternice. Uleiul din nucă de cocos are capacitatea de a reduce inflamația și de a calma țesuturile și durerile de spate.